Doamne iartă mai. Salutare, ca și bine ați venit la un nou episod. Hai să vedem ce facem pe ziua de astăzi. Sunt încărcat, sunt încărcat, e bine. M-am cumpărat o mașinucă. Asta e. N-am fost aseară pe... Adică am mai jucat aseară un pic, dar nu prea. Nu prea mă... Vreau să mă angajez, am înțeles. Na, în fine, asta e. Am făcut un pic de pizza. Că... O văd un pic mai ok, părerea mea, faza cu pizza, știi? Și atunci... Pentru experiență mă refer, știi? Hai să... Îi dăm drumul. Nu mă duc, am dat o muzică, nu știu dacă e pune, da, mă. Bă, dar ce mă cu webcam-ul ăsta? Ești nebun la cap, iar te-am schimbat. Parcă mi-am dat seama că este toate ciudat aici. Image. Undeva cam pe aici. Toate ies din toate părțile. Acum cum arată? E ok oare? Da, normal cam da. Da. Bun, hai, let's go. Mamă, n-am niciun chef, mă jur. Trebuie să facem un pic de... Asta am făcut pe unde am stat aseară. Undeva pe la o oră, da. Da. Hai să vedem cum facem acum cu Porsche Cayenne-ul ăsta. Că mi-a cumpărat fix ieri, știi? Și apropo, am ajuns pe undeva pe la Liga de 1 de la 4. Chiar mersi. Încetul că excelăm, cum s-ar zice, știi? Hai să văd dacă m-a mai scris băiatul ceva. Ia. Da, n-am mai scris nimic. Mamă, ce lag e. Ceva se întâmplă din... Mi-a picat live-ul, mai ies live-ul oare? Bă, am făcut un episod pentru canalul, pentru canalul de YouTube, l-am pus și pentru TikTok. Cum faceți live-ul, cum în alta, deci sper că vă ajută, acum ne vedem, na. Ce să zic, că nu am prea multe idei, deci nici. Stai să vedem, 31 de ore, da. Da, nu mi se aude sunetul la joc? Bă, se aude, da. Hai că ajungem noi prima dată în partea cealaltă și vedem. Hai să dăm acum cu asta, cu tot ce numește, cu jocul, știi? Încă cu jocul, cu mașina asta, doamne iartă-mă. Bă, azi nu prea o să fiu așa productiv, încă dorm, avea de m-am trezit, sincer. Și am zis că, nu, dacă tot am zis că facem live în alta, zilnic, tot așa pe la 4, doamne iartă-mă. Încă am observat că și asta e destul de sania din câte am văzut, dar nu-i tunată și acum chiar nu am niciun ban. Deci cam trebuie să aleg între a face jobul ăsta sau jobul de pizza care să ne luăm, na, celălalt de bănuțe, știi? Da, vedem noi. Oricum, cum se apropie seara, pun exemplu aproape de 8, cam așa am o vedea cum va fi. Și ne băgăm pe... Cum se numește? Ne băgăm pe pizza, știi? Da.
E mai ok, mai evităm un exemplu puțin nebunelele, să zic așa. Și din câte vedem cam am 204 mama, adică parcă s-a dus un pic mai rapid că l-am testat eu. Bine, m-am mâncat sigur că dacă stau și îl Thanks. testez mai mult, da, funcționează și alerturile. Nu, că sigur dacă stau și fac mai mult și de alea, mamă, de pățesc pe aici acum. Da, să-mi dau și ăsta în caz de ceva să-i aud. Mamă, dar unde merg, mă, cu aer? Uite-te, bă, pe drum. Nebunule. Atâția bani, mamă. 40 și ceva, cam pe acolo, mamă. Deci 43 cu 4, da, că am lăsat încă ceva la mine, 40 cu 4.000, că nu, să mai avem un pic de celălalt, știi? Aș, nu-mi plac playerii ăia, mă, care efectiv stă pe checkpoint. Cum mi-a trebuit un pic mai în spate, dacă... Am înțeles, ai și tu mașină. E stă pe checkpoint, cop. Bro, și nu pot să pălei efectiv chiar deloc, știi? Ori trebuie să dai în el, să plece. Cibernetic, mersi de like. De follow, scuze. Cât avem? 5.000, nu? Hai, let's go. Mamă, ce... Bă, ce căldură a fost asta la mine, dar și pe mâine, mă, tot la fel se anunță. Au venit căldurile, mă, dar știi care e problema? De miercuri încolo, 3 zile plouă, știi? Nu, 4? Sau de joi, cred că. Normal, de joi ar fi. Joi, vineri, sâmbătă, da. Cam așa am calculat. Aici trebuie să profităm acum de căldurile pe care le știi? Ca să... nu, ca să nu mai avem nicio treabă ca idee. Bă, dacă scrie ceva pe chat, stai să pun sal. Să văd, botul funcționează? Sal. Da. Dacă scrie pe chat, vă aud mai rapid decât să... Da. Dacă vreți să vorbiți, eu știu. Păi stai, mă, că tot intru pe telefon aici cu nebuneala asta, dar mai bine ar fi să ies, adică... Sincer. Vă spor la muncă cei care sunteți. Acum vă înțeleg. Da. Băi, posibil să facem atunci sâmbătă, duminică, luni, live-uri. Bine, adică live-uri destul de ok. Sper. Depinde și de starea mea. Dar tot așa, după masă, nu facem dimineața, tot mai după masă. Facem, că na, prima dată cumpărătură în alta. Și duminică de dimineață bună, că oricum după aia pe luni e liber. Mai pus niște zile productive în care mai recuperăm un pic ce am pierdut săptămâna asta. Știi ce zic? Vedem, stai să fie. Normal am început super bine cu live acum. Mă refer la ora bună. Acum pierd numai mai multă experiență, dar adevărul că deocamdată experiența o lăsăm mai pe după masă, după ce ne punem din nou pe pizza. Cam am avut de ales. Pizza fac cel mai ok. 7-3. Iar am avut nu, 8-3. Da, e ok. Iar pentru că mi-a rămas și pizza din câte observ. Ha. Da, mi-a rămas și pizza. Păi am... Asta e. Doamne, ajută să fie bine, să fie o zi productivă, să putem să facem bănuți. Cam asta avem nevoie. Și cam asta ne interesează, sincer. Unde trebuie să mă duc pe aici? Mamă, dar... Numai dintr-o tură... Da, e ok, am făcut 8.000. Este ceva mafie. Nu, am 31 de ore numai.
Deocamdată nu fac parte de niciun mafie, nici o facțiune. Am axat să fac bani și cam atât deocamdată. Pe viitor o să mă bag. Când voi face mai multe ore, știi? Deocamdată ce aș putea ajuta eu pe mafioți ar fi să le șterg mașinile sau să dau cu mătura prin curte. Deci, altceva nu prea pot să-i ajut, știi, deocamdată, na. Asta e, ce duc, merem noi pe sub, nu-i problemă. Bă, mă interesam, Angel, mersi de follow, bine, bine. Mă uitam masară de niște, cum se numește, genți. Mi-a recomandat cineva, am fost pe... acolo pe la plajă și am povestit cu cineva, știi, între timp ce făceam pizza. Mi-a recomandat cineva niște genți, așa, la o rol prea bine, că eu știam la ce preț adună. Dar am ales în cum mi-l cumpăr pe ăsta, mă, am avut undeva la 350k. Dacă te țin pe drumul tău, pot să trec de tine. Perfect, mersi. Și nu m-am mai gândit că, bă, să iau o geant. No, în fine. Așa că mi-am ales Porsche Cayenne-ul ăsta. Iară, bă, că i s-o schimba culoarea. Trebuie să mă duc pe la service, neapărat când o să am timp. Mersi, Cosmin, de like. Mă scuzați pe mine acum că pus un pic de oboseală în alta. Deși nu pot așa de multe, dar în fine. Am făcut o alergie la o chestie și numai acum mi-am luat niște creme. Dar așa de rău mănâncă, bă, și nu puteți să faci nimic efectiv. Deci, mă jur. O să merg un pic de muzică, nu? Eu, da, m-am zis că mă bag pe Spotify Premium. Na, nu, mai vedem noi. Să-mi puteți pune voi muzică, știi? Să, cu puncte, cu înaltă, puteți să-mi schimbați piesele. Dar o să mi le iau acum, vedem noi când. Ce fac aia, mă, nu fii atent. Direct în el o dat. Ba, armeru, chirie, mă. Dar oare cât să plătește? Sincer. Bine, dacă găsești. Am depinde cu cât vorbești cu ăla, dar... Am o, hai, 1000, 2000, 4000, hai că mai... Până la mare, nu-i problemă. Dar pentru 4000 nu cred că se bagă careva să te dea, sincer. Iar ăsta ăla pe checkpoint, mă. A dormit tu ăla. Jur că fac tichete potriva lui. Nu, e ok acum. Mă duci pe mine până la garaj? Nu pot, că mă grăbesc. Da, ăla n-a avut nimic. Auzi? M-auzi? Salut, mă auzi? Bă, salut, mă. Salut, da, spune. Spune la băiatul ăla cu Nissan sau ce fix asta de aici din spate să plece de pe checkpoint, că ne lovim mașinile. Înainte să te fix pe checkpoint. Ce checkpoint? De la NPC, știi? Ah, bun, stai că... Te rog, că cred că și-a făcut băiatul. George, când ne auzim? Poți să-ți muți, te rog, puțin frumos mașina, pentru că stau preții la rând aici pentru Uber. Am crezut că poți să nu,
Te rog, mersi. Mersi și eu. Salut. Ceau, ceau. Bă, dar ce geantă avea? Ai geantă de... de aia. Bă, cu tot respectul, dar... na, vezi că stai direct acolo, ne lovim mașinile, ne le rupem, apoi... știi, după aia, dar de ce umbli cu mașina barză? Păi, uite, pe ce motiv. Nu, eu înțeleg că te vrei sta pe cât de te pui un pic mai încolo, știi, să nu ai nicio treabă. Asta e. E posibil iar să apară treaba aia că nu se văd playeri între ei, că, na, de sing cu lagul, știi? Și atunci nu mă complicăm treaba așa, na, nu e ok. Am antibioticul ăsta, dar trebuie să le pun pe undeva într-o mașină. Și acum, normal, dar nu știu, mă, să-mi bag gasa, suspensele și toate ce le am pe mașină, mă? Că... nu le am, dar... nici nu știu, sincer să fiu cu voi. Mă tare bate gândul să le fac. Dar problema că ia, asta prinde 219, mi-am vândut la 4x4 pe care l-am avut, Ranca, Randa, Panana, nu mai știu cum se numește, și mi-am luat pe ăsta, încă audio tot acolo. Deci acum, dacă îl văd așa, bine, 222, prinde acum, nici nu știu ce să zic sincer, că din ce să aleg. Să las pe ăsta, care cât de cât ok, cel puțin e 4x4. Și deja nu mai e un exemplu audio, că de la, știu că v-ați plictisit de Audi, sau să facem, te bagi în mine, așa-i? Aha, hai că era să-ți iau ID-ul. Hai, fă, control. Îți iau ID-ul, nu-i problema. A, te-ai gândit de două ori deja că n-ai auzit, nu? Deci vezi că nu-i schema să vii să faci troll la playeri. Să te bagi în ei că... tu ești fiu plăi. Sincer. Caută-ți anturaj în altă parte. Mă joacă-te după 8 seara să vezi cum... să vezi dacă... nu te ia mafioțe și jăcuitorii pe ăsta picior. Sincer. Hai că pe aici trebuie să am un pic mai mare grijă că... na. Bă, dar n-avem muzică, n-avem nimic, lasă că... adevărul să zic... nici nu... duc un pic lipsa, am o... asta e... copyright-ul să dă și dacă punem pe canalul de YouTube, știi, nu? Deci, na. Iar de obicei, adică mai nou acum eu cam tot, adică dacă fac un exemplu 2, 3, 4 ore de livestream, eu cam le pun pe live, adică pe live, pe canalul de YouTube, știi? Să vezi acolo tot ce s-a întâmplat timp de 4 ore, sau, na, mă rog, cât am jucat pe server, știi? Bă, e Caterinca, na. Treaba asta, așa... trebuia să fac eu schema asta mai de mult, cu mutarea asta, dar n-am știut. Așa țin două canale ocupate, zilnic, plin de episoade, și așa știu că nu mai am nicio treabă, știi? Aici cu treaba mă refer cu, efectiv, le postez și asta e, în caz de ceva. Na, numai atât, dacă nu le mai numerotez, că aici trebuia de la primul episod, numai că eu am mai jucat 3GMP. Băi, pompier, mă! Băi, prima dată când văd pompier pe server, de când s-a băgat? What the fuck? Băi, ești bun, e prima dată când... am schimbat-o pe poziția webcam-ului. Na. Mi se părea un pic mai,
Știi? Deja de s-a rândus. Scuze. Ce am vrut să zic? Adică ce am vrut să zic? Ce am vrut să fac de fapt? Nu ce am vrut să zic. Trebuie să mă duc să am un numai cu capele și de alea că pe asta e. Trebuie să mă duc să-mi șterg ochelarii. Am o soluție pentru ochelari, știi, care un exemplu pe ștergerea așa de bine că nu mai am treabă după aia, dar acum oricum mi-e și ochi obosit și na. Atât exagerez, băi beatule, zici că altul nu lucrează, știi? Toată lumea lucrăm, bă. Asta e. Nu ne, până nu ne ține TikTok-ul, mă, sau cum am văzut-o pe... Este un acum... Nu știu cum o cheamă. Este un acum pe Alexander, sau cum Dumnezeu e o cheamă. Încă făcut și ăștia videoclipuri, că... Donați fotovă în gură, că avem nevoie de... Cum se numește? De... medicamente, de rețetă. Coaie, cum să zici așa ceva la lume care îți donează, nu? Sau mă rog, la oamenii care se uită la tine pe live. Băi, nebun. Să faci chestii de genul pe... Deja prea săturați, de deja prea mulți bani, ia. Apropo, vă recomand să uitați la videoclipul de la Recorder, dacă știți. Ultimul, nu vreau să dezbat subiecte de politică pe live-uri, dar atât aș putea să zic că dacă ești bătrân și stai pe TikTok cu metri, nu ne mai vinde, frate, nu ne mai vinde, frate, că voi imediat închideți ochii, mă. Gândiți-vă și pentru alții. Acum eu înțeleg micii ăia și berea aia cu întreabă bine, mă. I-am lăsat și un comentariu la videoclipul, la videoclipul ăla, că mi-aș duce cu o pancardă pe care scrie mulțumesc bunicilor că ne-au vândut pentru un mic și pentru ăsta. După de ce trăim în România prost, știi? Asta e. Câte unul e făcut să muncească, bă, asta e adevărul. Câte unul e făcut să stai acasă să urle țap-țap. Da, problema că din cauza... Mă rog, uitați-vă voi la videoclip că vedeți mai multe. Schimbăm noi subiectul, că nu prea ne interesează așa de mult. Și aducem politică pe live și nu e ok. Numai gândiți-vă de două ori înainte să mere să aclamați. Bă, eu știu că primiți mâncare, eu știu că primiți suport în anumit timpul anului de la ei și chestii de genul. Și, da, mai gândiți-vă și la noi, că noi încă suntem tineri, știi? Adică eu am numai 27 de ani, sunt născut din 97, știi? Da, sincer, mai dați-ne noi o șansă de a supraviețui în lumea asta, că dacă voi nu ne dați ăștia care sunteți după noi, chiar înseamnă că ați eșuat în a ne crește pe noi, știi? Generația care a venit după voi. După, știi? Bun. Hai să ne vedem de joc, că asta e. Măcar mi-a scos o piatră de pe inimă și am zis treaba asta live. A, pe asta îmi place, mă, cu live-urile, că mai ajunge, știi? Mai ajung niște cuvinte mai sus. Da, oricum nu interesează pe nimeni, știi, deci. Bă, da, mi-a plecat. Bă, mi s-a blocat, mă, ce ai? Hristosul mătei și alt tabu mătei. Bă, mi se... Deci dacă dau alt tab, mi se blochează așa, mă, ce ai, mă? Ești nebun la cap. Bă, după ce am reinstalat jocul, atunci când l-am șters din greșeală, bă, are niște erori pe el de ferească, mă, sfântul. Nu mai ține live-urile, nu mai... Adică, bă, ține că n-ai nicio treabă la 4, 5 sau 8 ore, n-am fine, da? Știi ideea, vă zic. Și platforma asta e... Da. Cum se numește...
Are bubele aici, știi? Bine că încă nu mi-a apărut teroarea încât să nu mă mai joc 5M, că eram 5M, RGP, scuze. Eram cam gata, știi? Am avut o eroare mai de mult, care, a, normal, după ce am preinstalat Windows-ul, am văzut-o și n-am putut să fac. Bine, pe vremea aia jucam pe alte servere, pe regim, pe MRPR, RSL Gamer. Haide, frate, dă o tură pe aici, pe cum se numește, pe autostradă, mai faceți un control ceva, că ăștia bine, roleplay mă refer, știi? Thanks! Mersi de like, old gamer. Mamă, ce mă gândesc că ne mânea la asta de la mână, va? Vezi că am făcut, bine, mă rog, pentru cine interesează, am făcut videoclip și l-am pus și pe că pe amândouă TikTok-urile, canalele de TikTok. Poate vă ajută la ceva, vă mai modificați, vă mai, na. Eu știu. Poate vă ajută, găsiți ceva, poate vă luați ăla premium, care, un exemplu, ăla vă ajută mai mult. Scene, nici nu știu ce scene ar putea, am dat un search pe internet, să văd ce scene ar putea da Tech Infinity ăsta. Dar n-am găsit nimic, sincer. Am găsit ceva gratuit, așa, TikTok, dar pentru telefon, pe scenă pentru telefon, de fapt. Să merg să faci niște live-uri, dar eu oricum... Ești în ceva mafie. Nu sunt în nicio mafie, Criste. Am 31 de ore, nu... Sunt numai un player. Am venit ieri la sala la tine, dar aveam un admin pe live și mi-a fost cam da pit meta. Da, știi care e schema... Așa, dacă nu, cum să zic, nu ne scriem pe chat, știi, că bă, hai să ne întâlnim sau chestii de genul, așa ne putem întâlni, mă înțelegi, dacă eu sunt la sală sau chestii de genul, sau printr-o locație, știi? Acum, de bine, dacă nu scrii pe chat, știi și tu cum e schema, ești și tu streamer, știi? Ce mod ai? De la... Am făcut un videoclip pe canalul de YouTube, de la Network Graphic. Da, oricum în sala free, știi? În sala gratuită. Hai că și așa ești bucurită. Ce mod ai că nu te ai înțeles? E de la net grafic. Și apoi când a ieșit el, tu ți-ai dat cu orasul în cap. Da, după 3-4 ore de creș. Da, n-am ce să fac asta. Am mod de la net grafic, dar asta merge Aron numai pe... Demon de la Network Graphics. Ce mă, nu mă mai aud pe live sau... Ce mă, nu mă mai aud pe live? Ba mă, s-aude ok. Dar vezi că aplicația merge numai ba, pe... Da. Numai pe RGMP, deci nu merge pe... Hai mă, să deschidem alea dacă toți suntem pe aici, să vedem ce primim. Mă scuzați dacă poate nu vorbesc chiar coerent. Ce la pădă cu slash me, nu? Da, mă. A prins hârbul. Plua la 200 la oră. Nu l-a prins de pe la un admin. Da, așa acolo, depinde pe care ți-l alegi, că am observat o mică schemă. Da, că... E lovită, 100%. Ce? La primul PD? Stai, mă, că n-am la primul PD. Cât m-am? Că nici eu nu mai știu. Da, apropo, am văzut cu network grafic o schemă. Nu-ți merge... chiar toate modurile alea gratuite, știi? De numai unul dintre ele și acolo trebuie să-l alegi că, na, dacă vrei pe normal, colorful, depinde cum vrei tu, știi? A mai fost modul ăsta odată pe 5M și... Na, am înțeles, mi-a spart mașina asta. Ferească Dumnezeu. Am livrat asta un pic la pizza, trebuie să mă duc un pic mai spre seara.
Așa, o oră, vedem noi. O oră, două, să ne băgăm așa un pic pe la pizza, să mai recuperăm din experiență, știi? Dacă știam treaba asta, le combinam de mult, mă. Numai că pasare m-am gândit prostul de mine, zic, bă, dar eu tot stau și am făcut un pic de bani, asta e, da, experiența. Adevărul că nu vreau să ajung la 4, la 60 de ore și să am experiență încă 3-4. Da. 3 către 4. Scuzați-mi pronunțe. Bă, dar m-a aranjat prostul ăla bine. Dar oricum cred că ajung să-mi iau baul de înapoi. Nu știu de ce mi se pare... Bă, dacă îl tunez pe ăsta, să duce mai bine sau... Păi, bă, atâta țepe pot să iau de ferească, Dumnezeu. Mi l-am luat pe ăsta seara. Bine, mi-am vândut o mașină și... N-am avut ce să iau în 350 de mii și l-am văzut Porsche la asta. Zic, a, mă, să leau dacă tot... Eu sărac lipit, dar am Porsche. Logica românului, știi? Ce face român că nu mai are bani? Schimbă euro. Măcar cu asta, bă, nu e pe extrem, dar pe off-road pot să mă duc așa pe drumuri de alea, pe asfaltate. Iar cum ar fi de aici încolo. Cred că de aici sau din partea cealaltă. Bă, feriți-vă că au prins 230. Deci e bine. Am înțeles. Stai că m-am scăcat pe mine. Deci dacă prindem 250 cu asta, faceți-vă cruce. Cred că și râde și poliția de mine dacă vede că prind cu asta 250 de mult. Oare l-a prins pe ăla, mă? Pe ăla care o dată noi înainte? Da. Hai să... Da. Zic că te-ai speriat. Ah, ok. Mi-a rămas inima loc. Hai să mai facem și pe asta. Am avut aseară un chef de muncă, mă. Bine, am dat într-unul. Mă, să stai să vă povestesc un story. Deci, făceam pizza, băi, știi? Bă, și am dat într-unul. Și n-am mai avut bani, că mi-a cumpărat Porsche-ul ăsta. Bă, cu vina mea. Și am repetat la unul, știi? Zic, băi, nu am bani. Păi ce fac, mă, merg cu scăpat? Bă, da. Deci, da, dacă aș fi avut, știi, bani, i-aș fi dat. Dar nu, n-am mai avut, mă. Chiar deloc, că mi-am investit pătățele asta, păi. Bă, o să-l pun pe market pe ăsta. Că nu o să mă plictisesc de el. Prima dată vreau să văd dacă se merită tunat, sincer. Să văd cât prinde după aia. Apoi, asta e. 3.000 pe unii, dacă trebuie să mă duc în spate. Bă, deci nu vreau să vă zic la ce firmă lucrez. Deci, nu o să vă zic. Bine, să vede pe bluză, bine. Bă, și fii atent. Se cunoaște pentru una din cel mai... mă rog, folosește foarte multe AI, mai nu. Deci, și gândește-te că acum vrea să bagi roboți. Deci am mai văzut în altă parte roboți, da? Care făceau treaba oamenilor, dar nu chiar așa de bine, pentru că nu, cum să zic, bă, Doamne, hai că am înțeles. Uite-te la ce face. Stai că mă aștept să facă tron. Revenim după aia cu subiectul. Karma! Mersi frumos dacă te-ai uitat pe live și l-ai văzut. Nu așa să zic, bă, bagă roboți. Deci, na, firma cum folosește AI-ul, știi? Bă, și am văzut deja un mic plan care s-a făcut. Nu am voie să-l spun, o să vedeți poate la știri pe viitor.
Deci, cum arată planul de pe viitor, bro, rămâi un pic șocat, un pic mai mult, crede-mă. Și la ce invenție o să fie, deci nu vreți să știți, nu vreți. Da, oricum, într-un fel, mi se pare chiar ok, pentru că, na, într-o firmă de genul, chiar este nevoie de așa ceva. Și, realist vorbim, cam da. În firmele de papă care le are, cu milioanele aici, nebun. Și cel mai bine să muncească roboțe pe domeniul ăsta, că și așa am impresia câteodată că am ei cred că noi suntem roboți. Și cam toate firmele cred treaba asta, deci ca să știți, dragi sau viitori, cum se numește, dragi sau viitori patroni, să știți că muncesc cu organe, nu cu oameni care dețin organe, nu cu roboți, da? Și asta mă refer cam în toate Ce? domeniile. Zi. Ce Ce, mă, te-a făcut ceva, foamă! mă? Bă, cu aia de aici. Ești ok? Da, șefule, tu? Da, sunt ok, lăsăm așa. Da, iartă. Hai. Oricum mă duc la o țigară, de n-am treabă. Conduce câte unul de merg, trebuie să-i faci trei etichete. Glumesc, bă, nu mă băgați în seamă. Haide să ne ducem din nou. Cât mai avem pentru motorină, pentru că ne trebuie. Ma, 5.000 și 5.000, știi? Trebuie să mă duc neapărat să fac bănuții. Bă, trebuie să mă duc și la sală, mă, că deja începe să-mi scadă. Și nu prea ok. Da, pe viitor, asta e. Dacă ajungem dincolo și mergem rapid până la o țigară. Nu știu câte cursuri am făcut, 4-5, dar oricum și la pizza fac bani, am observat, cu cât dai mai multe, cu atâta faci mai mulți bani și, na, referitor la treaba asta, chiar ok, știi? Cu cât ai mai multe kilograme, de-aia mi-a recomandat, mă, ce vă ăștia vechi, pe server, bă, mergeți, mă, și faceți sală, chiar dacă ești la început, te ajută mult, știi? Chiar te ajută dacă ai mai multe kilograme de inventar. Și ținând cont că ești nou, mi-a donat 10.000. Bă, mersi. Da, cum a aflat de eu, frate. Te iau eu, boss. Hai, hai că pinge. Aia nu mi-a plăcut niciodată. Nu, adică n-am părerea mea, face ce vreți o mașină. Bă, așa de... Da, de Davescă, na, dacă se uita la mine sau eu știu să nu fie acuzat de meta, știi? Mersi, frumos, am fetat 10.000. Mamele, ce mă mănâncă pe ăla! Băgam și picioarele. Am luat un pachet de la de erbicid, știi? Și n-am știut că eu la erbicid, dacă știți la ce mă refer, sunt alergic. Eu n-am știut de treaba asta și acum am aflat, da? Bă, l-am luat pe ăla, nu, acum l-am luat pachetul în altă, zic, nu știu cum Dumnezeu a ajuns aici pe braț, acolo în cu. Nu, zic, bine, măcar am aflat la ce mai sunt alergic. Deci, polen, da, bine, că eram când eram copil, acum nu am, ok, deci cam la asta sunt alergic. Polen,
praful de cretă și, din câte văd, erbicid. Bine, asta toxic, știi? Acolo cred că toată lumea e alergic, sincer. Mai are grijă cu ele, mă, că la câte unii am văzut o față de aia, băgam și picioare foarte un plaț la față. Păi la ce stăți alergic, mă? V-ați făcut vreodată analizele să vedeți. Vezi că dacă ăsta m-a auzit, am avut pe alții care au murit. Bă, nu știu dacă e adevărat sau nu, dar... Mai glume și noi, mă, ale. Hai că revin repede, mă duc repede până la țigară. Eu stai că n-ar trebui să vadă pe live, dar... Țigară mă refer. Revin eu repede. Nu contează treaba asta. Hai că mă uit pe telefon. Ești curios. Care de noi. Glumesc, bă, nu mai dați. Să-mi strică mașina, dracu. Vrei un sfâr full cu Xen Red și Clax pe 700K? Canadian give me a follow. QTP țin mai profile tildă. But bro, I keep your message, but another time don't come for being all live stream for make you know reclama. Don't make in stream because you can risk for banned. Just suggest not for another. Not interesting. Because more people take the photo now or something video like animals. Where is the cute animals and posting just for like and after that begin for live stream and injure another person, you know? Or for religion too. And this is not okay for make it. Just saying. Mă scuzați cu engleza mea asta de baltă. Da, nu, eram obligat să o învăț. Că nu. Pe unde merg, majoritatea vorbesc engleză, știi? Ce-ai spus? Vrem server full? Server full? Cu Xander nu dispun de acești bani.
Și iar deocamdată nu mă... Dacă nu, nici nu dispun de banii ăștia, nici nu mă interesează deocamdată să cumpăr, știi? Gen, fac bolt, adică 31 de ori. Numai că dacă aș băga, pardon, poate bani în joc pentru bani, cum ar fi. 10 minute până la payday și după aia putem liniștit să mergem dincolo și să luăm pe celălalt. Asta e, mai vedem. Bă, nu pun muzică, că după aia vreau să uploadez videoclip și na, e mai ok, părerea mea. Dacă iar trebuie să iau prin serpentine din câte observ. Bă, chiar mă, mai e careva pe live? Că am văzut înainte ăsta, pompieri. Ala, chiar există facțiune de pompieri pe server acum? Sau a făcut un upgrade? Gen, am mai văzut tot așa pe RGMP. Bă, nu știu, mă, dar RGMP-ul poate să ducă niște scripturi de... Efectiv, rămâi mirat. Cred că pe 5M nu cred că poți să pui scripturile alea. Nu, depinde și cine le face, na. În fine. Bă, și asta zic că... Cred că numai pe... Numai un server, cred că am văzut pompieri. Dar... S-a mai încercat mai de mult, dar a fost cam bubuită. Na. Trebuie să aștept să mă după lansarea unui script, că... Știi cum e? Plin de bug-uri, ori dacă ai tu scripter bun, nu unul de la care le copiază și le bagă, folder mă refer, în baza aia de date, trebuie să mai modifici, să nu mai lași urmă, că majoritatea care își fac servere, un exemplu, și nu prea să cunosc așa în treburi de asta, numai că mamă, că am, știu și eu ce înseamnă baza de date și aia că te pot ajuta, baza care ar fi? Că să văd, mai lasă lumea niște semne de la ei. Un exemplu, logo-ul de la serverul lor, pe undeva, sau ceva ce conține de serverul unde a fost creat, pentru ce a fost creat, de fapt, și nu prea știi să-l scoți, mă înțelegi? Și atunci, na, vezi tu, trebuie să ai un pic, totuși, grijă, că dacă nu ai un pic de grijă, ești acuzat că, na, scripturi furate și chestii împrumutate, că furate, cam toată lumea folosește. Bă, glumesc, mă. Hai că merg să băgăm un pic de motorină dacă toți sunt pe aici. E bine că am, cam ăsta, cum se numește, benzinăria pe aici. Ba, am stat aseară și m-am gândit că am trebuit să mă duc să bag, să dau, adică de fapt, de permisul de motor. Dar n-am găsit categoria în dealership, că începătorul de mine asta e. A, ce să zic? Începătorii mei dau 50 de ore. După aia și eu pot să-i pui și ei, mă pot să-i pui pe mine. Like same shit. Stai să nu mă trezesc că dau un mine sau eu dau un el. Vreau să evit treaba asta. Nu pot să evit ala. Haide bă, un jap ceva, mă, 600 de player. Vreau să văd și eu cum e la jap. Hai că vreau să văd dacă e. Bine, vreau să văd din exterior, din interior, că din interior. Nu, cred că cea mai mare chin pe serverul ăsta nu stă ei mafioții să dea jap cu tine. Știi care ar fi, mă? Să ai bani pe tine și să nu te lase în timpul jocului, mă rog, înainte de joc, știi, să-i spui că, bă, ai bani și analală și ești mai începător, na? Să nu te lase să pui bani în bancă. Man. Dar bine, că totuși nu e logic, adică e acolo jocuiesc, adică, mă rog, spar banca și tu atunci îți pui banii, gen cum ar fi iar lor. Asta e. Mamă, cât am băgat acum 1400, bă, dar bine, pe imă. Înțeles, mi-am făcut centură, da. Bă, jobul ăsta de bolt se poate face și cu... Hai că cu scooter, dacă e cu motoretă. Să faci și jobul ăsta cu scooter. Ar fi chiar... Mamă. Bă, mai lăsați-mă cu mesajele cu metri, că sunt live stream, serios.
Aici mă refer pe telefon, nu pe live. Este câte unul care tot îmi scrie, bă, dar în continuu, mă, un coleg, bă, dar în continuu scrie, mă. Devine enervant, sincer. Tot pune tot felul de întrebări și, na, bă, omul, na, trebuie, bine că niciunul nu-i spune toate, că, pe, mă afli, mai vii, mai, te mai uiți, mai dai cu părere, mai, mă rog. Lasă să treacă timpul, să vezi cum e. Dacă ți le zic eu de acum pe toate ce am văzut și așa, pentru ce mai vii în locuri de gen? Doamne. Câte unul ar vrea acum pe loc, știi, să-i spui de toate. Ceea ce nu mă refer la cum se fac altele. Ce am scris înainte, zic, bă, vezi că sunt live. Bine, bine, vorbim de seară sau mâine. Încă mai îmi scrie. Am jucat sâmbătă, orașul unde stau eu, am jucat fotbal. Nu vrei să știi ce pot de seară pe aici. Deci, echipele de fotbal au câștigat, știi? Atunci s-au îmbătat toată lumea. A băgat acolo berile alea. N-ai nicio treabă cu ei. Că-ți m-am stat și pe mine cu un cal like-uri acolo. Și apropo, am ajuns să nu legat D1, chiar mersi de la D4. Vă rămân dator. Deci, chiar mersi. Acum încet după să ajungem noi în celălaltă parte, dar nu. N-am înțeles. Bă, pe mâine nu vine un videoclip informativ, acum așa vine la niște pățăni, la un alt, ale nu. Păi, ok. Am vedea ce și cum, da. Am văzut că videoclipul informativ chiar a ajutat. No, bateți-vă, hai! Omorâți-vă! Hai să vedem pe unde are nevoie să-l ducem. Tot pe aici. Opa! Hai că era supă că nu-i făcută. Bă, dar nu pot folosi Q-ul pentru un radio. Băga-mi așa picioarele. Cred că-s bucuit. Nu, bine, asta e. Trebuie să dau un reload. Mai mai acolo să dau. Acum, deocamdată, nu dau. Bă, face pe undeva până la 2 ore și apoi... Adică mai acum încă o oră și după aia cred că plecam pe pizza boy. Sau mă rog, un pic la sală, vedem noi. Că... Dacă mie nu, pe pizza boy, că avem după aia timp de... Electric. Asta. Nu, așa se aude, e că genios buguit. Aproape. Bine, eu când am cumpărat nu post electric, dar da. Cred că trebuie să-l mai scot încă o dată, știi? Din garaj. Cât ai dat pe el? Pe undeva pe la 300 și ceva. Cam pe acolo. E 1000 de full la 1.000.000. Bine. E full. Nu, nu e, nu e. Chiar mă gândeam dacă se merită să bag sau nu. Că prinde, e un pic mai slab ca audio pe care l-am. Care a costat 255. Da. Se merita. Ma, acum vedem. Acum, deocamdată, nu cred că răspunde atâta bani, dar, în fine, să-l mai și tunez. Că e frumos și e și SUV. Da, dar nu e pe extremul pro, nu? Adică mă refer că pot să mă duc un pic, uite, un exemplu, pe aici, pe cărările astea sau, știi? Bine, așa, nu, să nu pe extrem, pe acolo pot să cred că să mă duc. Ia uite pe aici cum ar pește. Pe aici pe drumul un pic de genul, cred că pot. Bine, nu cum e la cărarea de piatră, că acolo te cam rupe, aia sigur.
Bă, chiar mă uitam la un moment dat pe la cineva pe live stream. Și nu am nimic cu nimeni, Dacă asta e vrei, numai. ne vedem cândva pe la Beni, pe acolo sunt eu la mecanici și ți le fac ieftin full dacă vâr. Bă, vedem. Dai să mă că acum zicând informația asta, poate eu un admin pe aici și nu o să fac. Dar oricum, pe la Beni mă ducam tot timpul să le fac, știi? Mamă, Pediu, hai să ducem în PC-ul, să mergem să luăm pe celălalt, stai că pe Am aici mi zis și frică. cândva, nu am zis acum. Da, știu, nu m-am zis eu așa, știi? Ca să ne scoatem pe amândoi cum ar fi. Cred că Câte fac ore ai? 32 de ore, acum am luat asta. Cum se numește? Acum am luat Pediu. Am zis că o să fac săptămâna asta 40. Vreau să mă duc să le testez pe celălalt, adică stai, pe celălalt nu prea contează chiar așa, nu știu, mă, stau să mă gândesc să mă bag în medii sau să urmăresc să fiu mecanic. N-am nicio idee ce să fac, sau să aștept până la 80 să încep prima facțiune să fie poliția. Nu am nicio idee ce să fac. Vreau să mă uit, vreau să le testez cam toate facțiunile, să văd care e diferența dintre 5M și RGMP, dar nu știu de unde să încep. Ție mai mașină de 300 de mii la 30 ore. Cum am mașină de... Păi am farmat destul de mult. De când am început să joc un pic mai tare, am început să farmez ce... Uber. Uber, da. Păi numai din Uber am făcut banii ăștia. Da. Ce? După o perioadă destul de îndelungată, am făcut pizza, băi. Că am zis că n-am. Că după aia am stat și m-am gândit, zic, băi, am făcut banii, dar am pierdut un pic de experiență, știi? Gen, experiența asta pe care o am cu level-ul cu de alea. Și după aia m-am gândit, zic, bă, mai bine le făceam, le combin între ele. Noaptea facem pizza și ziua facem Uber, știi? Da, bine, că și din pizza poți să faci banii ăștia dacă ai mai multe kilograme. Dacă ai undeva pe la 50, 60, chiar poate 100 de pizza, dacă te las un exemplu, poți să faci destul de bine. Hai să deschidem. De ce tu nu ai banii ăștia? Câte ori ai? Bă, tot 2 deschid acum, hai să deschidem iar la 2. Ok. Ce mi-a dat aia? Hai, că am dat un pumn la asta. Nu, vezi că trebuie să le iau pe toate. Bine. Cooper. Fragmente. Rachetă. Dă-mi o rachetă, frate. Nu mă supăr. Poate mai bun un pic. Cred că ar fi prima dată când aș lua de asta. Cred că și ieri tot pe ăsta l-am prins. Cred că da. Prea văd așa, hai că-s curios ce primim. Ai obținut cupăr din loz. Ia, și trebuie să mă duc să-mi iau rangă? Trebuie să mă duc să-mi iau rangă. Ai fost înscris automat, mult noroc. Jackpot, am înțeles. Da, îmi trebuie un magazin cum ar fi de asta. Da, ia stai să mai vedem pe unde mai avem. Pe aici? Pe unde aș putea să mă duc? Ia să vedem ce ne pică din cufăr, dacă toți suntem pe aici. Hai că sunt tare curios, sincer, să văd cu voi. După putem să facem și celelalte pe aici, știi? Bă, la pixa aia apărut, mă. Cum a stat la pândă. Bă, băiatul, te-am văzut, e nebun.
Acolo, pe autostradă, ar trebui sincer să mai stai un pic. A bine, nu cred că deocamdată, numai de acum acolo. Și mă, s-a deschis ușa aia, ce? Mă scuzați dacă s-au de urlat pe live stream, dar pus vecinii mei care urlă tot timpul când apar. Bă, da. Am că trebuie să-mi cumpăr o rangă. Unde-i rangă? Cash. Un diamant, 3 diamante. 3 diamante, Swarovski diamant. Mea, mă! Băi, ești prost. Hai să găsim un garaj. Să mergem să le punem. Dacă e aici aproape. 3 diamante. Asta cred că le pot să le dau la alea de comor, nu? A, nu mă, lasă că face noi rol pe viitor, nu mai... Da, am... Da, mă, știu, o să am nevoie de ele. Oricâți bani să ăștia, mă? Cine știe, oare? Hai, bă, că... Când ziceți, bă, roleplay. Hai, că dacă zic că am un diamant și o să vă arăt că la mine, cred că mă bat toți playerii, adică... Forțat. Mai ales să le punem într-o altă mașină și cam asta e. Le strâng un pic. Pe asta așa dacă le întreb, că se știe. Salut, Moz! Să n-am mai fi 4 diamante. Mă auzi? Ăștia nu știu, bă, ăștia... Am și coral, am și lingou. Nice. Bine, mă. Aveți, trebuia eu să intru dincolo, da. Pe care o luăm pe asta? Am înțeles 32 de secunde. Ce să zic asta e? Bă, ești nebun. Ia mă să vedem dacă ăsta e în oraș. Dacă totu-s pe aici. Da, nu e în oraș. Poate intre mai spre seara un pic. 3 secunde? Am înțeles. Bă, dar urăsc treaba asta, bă. De ce nu pot să schimb... radio? Am crezut că s-a rămas blocat pe radio ăla pe care l-am avut. N-am înșeț să știi, stai acolo că a ținut toată ziua. Băi, și dacă ar fi să mă bag într-un... Să am... Mersi de palo, Teoranu, bine, bine. La fix ai dat, că m-am uitat pe ce, dacă nu, degeam în ăla. Instant am lăsat... am scos piciorul de pe accelerație. Atâta, sper să nu intre în mine. Doamne, da. Mulțumesc frumos!
Dacă de obicei cam intre, știi? De-aia zic. Hai că pornește radio dacă e. Se per bene possiamo uscire da lecce con i punti. Ce? Ah, bă, rap-ul nu există. Doamne, păi dacă nu avem rap asta, nici ne ascultăm. Asta e. O să ascult când... Adică stai că oricum... Mă rog, că nu o să mai fac videoclip, că am aia partea cea mai... Da. Deocamdată mai face cel minim așa vă două ore. Apoi după aia începem, nu mă așa în caz de ceva, știi? Videoclip de două ore. Bă, am zis că pun la descărcat Resident Evil 5, unul. Am uitat de el, sincer. Unde că dimineața n-am avut timp. După masă când am venit, nu m-am mai prins calculator, adică nu mi-am mai dat drumul la calculator. Și am un direct live. Bă, de sară. Asta e înainte de som. Îi băgăm un pic. Să-l facă că cred că are 8 giga, 9, nu mai știu exact. Hai că o să vin în 2 minute, mă duc rapid până la toaletă. Măcar o să iau NPC-ul ăsta din bun. A spus pe unde ar veni. Eu pun pariu cu voi că ăsta vrea să meargă poliția de sus. Deci, clar, poliția de sus. Ok, hai că revin imediat. Salut! Salut, hai că am revenit. Pe unde, mă? Prin paletă? Vreau vrei să un sfâr full cu Xen Red Ciclax pe 700k? Ți-am răspuns, nu vreau. Nici nu am banii ăștia. Hai să mergem să ducem.
Du-te, frate, că eu instant mă duc în spatele tău. Hai că instant dacă e. Stai că pornește 3 zile lucrurile tale. Hai că după aia ne băgăm la pizza. Mai recuperăm un pic din experiență. 8-3, da, încă e ok, na. Când deja ajung pe la 8, cam asta e. Ne băgăm în partea cealaltă. Bă, dar așa se vede soarele, nu se poate face seara odată? Da, așa am văzut că am băgat modul ăla de grafică cu... I-am zis că nu toate funcționează. Nu, la ce să mă mir, la ruș? Am, n-am nimic cu ei, dar... Da. Cel mai ok e... Numai modul de grafică și celălalt, dar în rest... Bă, și nu te... Nu-ți creează lag, adică eu cel puțin nu simt lag-ul, știi? Deci, pe mine mă bucură faptul ăsta. Opa, unde mă duc? Mi-a dat un boost la placa video. Trebuie. Ba, doi care aveți aplicația asta, adică care aveți Nvidia, băgați-vă pe aplicația asta. MSI Dragon Center. Că vă ajută mult, știi? Adică vă dă boost. Nu e overclock, nu e nimic, dar vă ajută mult. Eu pe asta l-am folosit și pe fostul calculator pe i5 pe care l-am avut. Deci... Și n-am nicio treabă, din contră, încă mă ajută. Fără asta nu prea ar merge ok, părerea mea. Mă rog, din câte am și observat pe parcursul timpului. Ce mă, fermieră? Fermier, da. Trebuie să dau un anunț. Am, poate nu chiar acum. Să căutăm chirie, mă. Am înțeles. Cine știe ce preț o să avem și la alea. Bă, dar ce mă mânecă, mamă, ce... Asta e. Dacă mai avem un pic de așteptat oricum. Mamă, atâtea pahare am aici. Bă, am găsit un suport care ar fi bun, în exemplu și pe perioada de... perioada verii și un altă, unde poți să spui sucuri și ce că... Bine, suport. Frigider de ăla mic, știi? Se pune acolo pe calculator și poți să-ți iei cam tot ce vrei. N-ai nicio treabă cu el. Chiar recomand, dacă petreci foarte mult timp înainte calculatorului, să-ți iei unul de ăla. Ți-ai băgat un cola, ceva, depinde. Erează cu un energizant, dar nu recomand să beți. Chiar recent am văzut un caz la mine. Bă, tu băga energizante și cafele până pe bubuia inima și într-o zi că am bubuit-o. Asta e. Ce să fac cu el? Dacă prostia și domnia se plătește tot timpul. Nu știu eu. Când eram copil, am băut și eu energizante la rândul meu. Și pe atunci am zis că, că le interzice, că numai la ce cu 18 ani, că în altă... Zic că... Na, ok, asta e, am zis că... Na. Am... Nu s-a băut la lege pe vremea aia, că... Numai la 18 ani și... Am mai băut și eu bomba, cam așa s-a numit... Nu mai știu bine, Red Bull care era normal, nu mai știu ce mai cu Hell, cred că asta care sunt acum, bine, și acum. Dar n-am avut așa probleme sau să fie auzit pe cineva, cel puțin din anturajul nostru, să fi pățit ceva. Și beam câte, și două, bine mă, beai două și mereai la fotbal, adică era și cald, transpirai ca porcul. Și te-am mirat la fotbal, știi? Nu beai și stăteai în fața calculatorului cum e acum. De aia, din câte am înțeles. Bine, prima dată s-a zis o chestie, că din câte am înțeles și sportivii bagă un energizant, dar păi aleargă, frate. Aia când s-o băga la 20 de kilometri, păi s-o băga la 20 de kilometri și ți-a alergi, știi?
Deci, cumva trebuie să elimini. Da, adevărul că mereu la toaletă după un energizant, să fiu sincer, cred că și după 5 ori. Nu, era, na, cu du-te vinul, știi? Fazele cu energizantul. Deci, na. 40 de minute de la încă un PD, o să facem 33 de ore. Perfect. Ne băgăm după aia și la altele. Încetul cu le face, nu-i problemă. Și pe mâine, tot așa vă aștept pe la mai după masă. Bine, în weekend o să facem live stream. Acum depinde, ori dimineață bună, ori după masă. Na. Cred că prima dată o să fie mai după masă, sâmbătă și după dimineață bună, știi, duminică și na. Vedem ce o să fie. Hai să-l ducem și pe ăsta prin serpentine, alea pe care nu-mi plac chiar deloc. Sincer. Nu pot să-mi dai pe drum drept pe alea, că acolo mă duc rapid, deci nu pierd timpul. Oricum după aia trebuie să mă duc să bag motorina din nou. Da, vezi, asta e și chestia, că na, majoritatea mafilor angajează la minim 100 de luni, știi? No, dar dacă un exemplu, nu știu care, trebuie să aflu rol la câte luni se începe minim cel mai mic job, știi? Cred că tot așa, dacă îi acceptă la 100 de luni, cam pe acolo, normal, cred că pot să livrez la job ilegal, știi? No, da. Vezi tu că până la 100 de luni avem încă. No, dar sunt player care stau și 8-9 ore pe server într-o zi, deci. Sau mai mult. Depinde de chef. Bă, dar pe ăștia care stau atâta, nu faceți live-uri, nu face nimic. Adevărul s-ar uita lumea, știi? Să vadă ce faceți într-o zi sau chestii de genul. Eu nu m-aș uita la unul care face așa câte, mă rog, care stă 8-9, chiar mult, chiar mult. M-aș uita să văd. Bine, dacă par, na, ar răpui și de asta, na, deja cu asta altă treabă, știi? Și am știut că pe ulița de sus mă duci, numai că mai bine vineam eu prin oraș. Dar măcar așa știu că... Am ajuns la checkpoint. Mamă, vezi că pe Londra se merge pe altă parte. Perfect, 6K. Deci am făcut deja 50 de K. Frumos, hai să mergem să alimentăm. Și ne schimbăm jobul. Sau nu, mai facem încă un pic să... Să nu fiu chiar pe minus. Bine că nu prea ieși pe minus, sau nu depinde cât stai și la pizza, știi? Pe aici. Mamă, dar l-unică de cur mașina asta de n-am nicio treabă. Bun, perfect, hai, let's go. Am scăpat și din... Am mi-a dat crash direct aici. Mi s-a mai întâmplat, bă, și mie. Să dea crash pe niște zone... Lasă acolo, mai bine nu mai zic, știi? Accept ride. Am anulat din, nu la din oraș, că din oraș nu mi s-a întâmplat să duc un paletot. A, de bă... Doamne, nu fii atent ce a făcut. Trească benzinările astea.
Aia ca în gură spartă. Doamne, am dat pe mine. Iar e să vadă că e electrică. Eu bag motorină, dar e pe electrică. Da, nu știu de ce s-a întâmplat treaba asta, dar în fine. Ba, aș face pe undeva la 100 de luni jobul ăla de tracker, mă. Abia aștept să ajung acolo să mai schimb. Deci, eu, mersi. Am crezut că acum ne facem căcat amândoi. Adică oricum era din cauza mea că m-am uitat pe live. Am aveam, bă, bani să plăsc. Nu că ăla de asta, bă, dacă te apar, dacă ești pe live stream, chiar, na, îmi pare rău, chiar nu aveam. Iar am făcut numai jobul celălalt, zic, na, după aia nu te-am mai găsit. Mă rog, roleplay, știi? Trebuie să văd când dau din nou de pe mine, dar oricum am avut ultima dată 200... 80 ceva, mamă, 300 de ore să țină un permis, bă, ești numai, după să merg din nou să-l iei, pardon. Aha, stai. Băi, să-ți iau și Porsche de la am vrut să-mi iau, dacă n-am văzut la ce preț să-i... Nu, am zis că gata, nu mai trebuie. Bă, dar pe aici există ceva? Nu, că normal fermierul e în partea cealaltă. Și la fermier așa, de cât am înțeles acolo, e experiență foarte multă. Da, deci cam e experiență foarte multă pe la jobul de fermier. Mai multă ca la celălalt, cum se numește, ca la pizza. Dar mi se pare la pizza mai rapid. Acolo numai te duci la pizza și s-o dai niște cipături de alea câte vreo 7 o pizza. Păi, n-ai nicio treabă, mă. Sincer. Abia aștept să fac întuneric, să mă potrivesc cu asta. N-am pornit acum becurile, chestii de genul, nu le pornă deocamdată, că nu mă... Mi s-o obosesc ochii, știi? Și nu vreau să-i obosesc mai tare, că după aia stau numai ca un black și chiar nu mai povestesc nimic și mi se ia tot cheful de a mai face live, știi? Pe ziua aia. Că... Am zis că ți-am vrut să le pun deasupra. Nu vă recomand niciodată să le spuneți chiar în fața voastră, pentru că vă obosește ochii. Acum depinde, dacă e pe undeva mai ascuns și nu chiar așa da tare, na, e ok. Da. Ale mele sunt cam date tari, știi? Ia, la asta mă refer. Și, din cât am înțeles, ia stai să vedem. Da, vezi că pot să pot da un pic mai... Da, pentru atâta parcă nici nu se vede ce, nici ce. Deci... Opa, iară pe tine, mă, iară vrei să mă duci în... Doamne, iartă-mă. E lumina afară și eu stau cu ăsta închis. Nu, asta e. Dar oricum, dacă încep să-l trag, apoi începe să apară căldura. Mă rog, hai să închidem aici, că e mai ok. De mă văd la față, e bine. Nu mă vedeți, mă? Bă, oricum, o să așa de urât și ciorile spăre de mine. Mi s-a întâmplat odată. Mă duceam pe stradă și tot spărea tot ciorile de mine. M-a auzit o crea, patapac.
Vine asta la iarnă, acum vara să spere pește. Am două specii de alea. Bă, nu știu cât o să ținem azi live-ul. M-am sperat pe undeva pe la 4 ore, dar... Vedem noi. Cred că facem 2 ore și acolo suntem. Ne ajunge. Pe ziua de astăzi. Și apoi vedem, poate pe mine combinăm așa o zi pizza, o zi Uber. Numai că acum am sperat să mă recuperez un pic cu banii ăștia. Dacă tot am zis că intru, știi? Să stric la mamă ce rău și să strice mașina în zona asta. N-ai garaj, n-ai nimic. Trebuie să așez spawnul să vină neapărat. Oricum, mersi de like. Stai că orice vă, ia. Deci cred că mâine facem o mică combinație încât să... Asta. Ne jucăm și Resident Evil 3, știi? Opa, unde meri? Te-am genit de mult. Mai simplu era să mă bași pe partea cealaltă, pe autostradă, sincer. Ciudate scările GPS-ului pe CTA. A, nu mă, nu, eram aici mai aproape, da. Mamă, n-am mai trecut prin zona asta de... Foarte, foarte mult timp. Sincer. Chiar n-am mai trecut de foarte mult timp. Stai că mă trebuie să mă bag în unul. La casa mafiei. Bună fază. Bă, dar așa de mult îmi plac casele astea, casă, mă jur. Parcă mi-aș lua una. Să am o casă custom, știi? Numai așa, de... Ne... Ia, uite, și asta e... Na, cu interior, cu dealea, în casă de vânzare, cred că... Na, depinde. Ia, uite, aia din față ce fain arată. Te poți uita pe geam, chestii de cenu, deci... Chiar arată mișto, na. Mie unul îmi place. Acum... Depinde și vouă dacă aici, dacă mă duc, cred că să rămân pe undeva, bă, dar ce cu au ăsta de pe mapă, mă? Amanet. What the fuck? Păi am pampa ala de... Cred că l-aș putea da la amanet. Diamante, de astea... Cu cât să vinde un diamant, mă? Aflor ochiului, parcă văd. Ia, aici ai. Aici ai. Winewood Pan Jiverly. Nu-i nimeni. Păi și checkpoint pe unde este? E închis? Sau ce se întâmplă? Bă, nu văd checkpoint. Da, nu cred că mai funcționează, numai cred că l-a uitat aici. Aici și ăla de dans. Hai să fugim până în paletă. Iar nu mai pot pun muzică. Da, mă, trebuie să mai dau un reloc. Asta e. Nici mașina nu se aude nici. Na. Dar așa nu mă pâncurcă la rupe sau de asta, nu știu despre ce e vorba oricum. Acum de data asta cred că a intervenit și lagul, sincer să fiu.
Mergem, hai să mergem dacă toți sunt pe aici, să pun bani în bancă. Rapid. 5-6K. Cu ce m-am pe acolo? De 5-4 am eu. Nu? De punere. 5-4. Am mai păstrat un pic la mine să... Da. Vezi, 100. Și numai din Uber. Deci, cine zice mă că nu se câștigă bani? Bine, trebuie să-i pui că da. Ce perat. Hai să luăm de aici, din oraș. Să vedem până unde are nevoie să-l ducem. Opa, stai că mă duc pe altă parte. Am zis că te-ai admis 8 băsăți. Trebuie să-l caut. Acum am caut pe undeva și așa pe internet să văd că sau nu vorbesc cu de asta, care ar fi destul de ok pentru ochi, știi? Ai, frate, că ai venit de la bar, unde vrei să te duc? Ești piun. Hai că te duc iar la bar. Deci de la bar ai ieșit, de la bar, la bar te duc, nu? O ieșire așa de luni, de luni țara. Cu cine te întâlnești acolo? Cu fratele tău, Manicu, sau? A, bine, că oricum nu era nu prea face lume umăr, dar bine de asta. Bă, chiar am spus că m-am dus la muncă, am văzut o mașină de Bolt, era inscripționată, știi? Și chiar m-am dus aminte, zic, na, pe după masă, cam asta facem. Pe unde merem? Pe merem pe aici. Esti liber mâine? Nu, sunt liber sâmbătă, duminică și luni. De-aia fac acum după masă. De ce? Vrei să vezi live-ul de dimineață? Mamă, ce lag are băiatul ăsta. Bă, dacă te uiți pe lag, vezi că ai lag mare, mă. Pacat, am crezut că îmi beam cafeaua alături uitându-mă la tine. La tine. Da, mă, ne bem cafeaua separat acum, săptămâna asta. Dar asta e. O să fiu pe sâmbătă, pe ceea ce sâmbătă facem live stream mai după masă, tot așa. Pe după masă avem un pic de plecat și duminică dimineață și luni după dimineață, tot așa. Deci atunci o să ne bem cafea împreună tot. Asta e. Nu vine un milion de euro așa dintr-o dată căzut din cer, așa că trebuie să 8 ore lucrezi. Da, da. Full time. Ce Dumnezeu pute? Păra, ia că mi-a apărut... Am apăsat să click stânga, ce e asta? Click dreapta, de fapt. Hai să ajung și eu rapid. Mamă, 400 de luni minimă pentru service Benny. La 400 de luni mă gândesc de două ori. Sincer. În 400 de luni că am ajuns să, deja să ai bani destui. Am un depinde ce vrei să faci până atunci. Părerea mea, acum fiecare face ce vrea pe server. Bă, am avut voucherul, eram la început și am luat un voucher. Și mi-a zis majoritatea jucătorilor, bine, mă rog, playerii, că pot să-l pun și eu l-am folosit. Dar n-am cumpărat nimic de el, nu m-am folosit, știi? Așa că prostă, așa va. Am luat acum niște diamante. Și un 4 diamante și unul Swarovski și nu știu pe unde să le dau sau la ce preț să dă, știi? Și vreau să mă duc să întreb pe cineva, na. Să vedem. Acum am luat cupăr la PD, știi? A, că pe când ajung cam trebuie să alimentez iară. Bună mașină, îmi place foarte mult, Doamne ajută.
Pardon. Două zile de minute până la următorul payday. Hai mă, că n-o să pierd două ore pix, o să pierd un pic mai mult. Ia deja cum stau jocuitorii. Așteptați ora 8. Bă, da mă, dacă suntem, stai mă, că o să pun întrebare. Gen, între 8 dimineața și 8, mă rog, 8 seara, 8 dimineața, da. Ok, fază cu jocuitul. Dar dacă cineva e în străinătate și la el e încă ora 7 jumate, un exemplu. El nu mai trebuie să mai fie jocuitul ora, sau? Hai că am întrebat o prostie mai mare ca mine. De asta mă refer, că el mai e, cum e cu jefuitul ăla? Adică când apar 7 jumate, un exemplu, deja e 8 în România. Zic și eu, sau? Bă, cam greu să duc tirurile astea, din păcate. Adică din câte am observat eu, da. Hai să luăm NPC-ul. Am mă, bagă-te înăuntru, ce ai? Între 2000 și ceva? Sărăcie, bă. N-ai putut să-mi dai ceva mai mult. La cum te prestezi că ai fi? Hai mă, că ți-am venit cu Porsche ca e după tine. Am zis că să fiu și eu băiat, nu? Bine, culoarea lasă de dorit. Păi, bă, tu vorbedezi pe ăsta, mă? Ăsta stă sub... Alo, vezi că te pun să plătești mai mulți bani. Păi, iată cum stai impisiv, ce buguită-i. Sper că nu zboară prin capotă sau de alea, că... M-am scos. Merge încet mașina. Merge încet mașina, știu că nu e nici tunată, nu e nimic. Unde vrei să bag, mă? Prin Sandy, la bar, pe unde? Cât ai dat pe ea? 300, nu mai știu, dar cred că 300 și ceva, cam pe acolo. Dar nu e tunată, nu e nimic, deci, știi, e stoc. Dacă mi-a recomandat lumea să... Și câte luni ai? 33 de luni. Piu! Mersi de follow, bine venit. Bă, îmi dă un vibe, bă, nu știu câți ani aveți, dar nu știu dacă ați prins voi pala cu Wolverine și de asta, desenele alea când eram noi copii. Când dă cineva follow, îmi dă un vibe de ala, de la muzică, știi, de ala am și selectat. Dacă, cu X-Men, da, așa s-a numit, X-Men, dar ălea, primele, știi? Mai făcut banii. Că mai făcut banii? Uber. Te bagi la Uber... În două ore ai făcut destul de mulți bani. Asta dacă muncești în continuu. Dacă, na, bine, în afară de mers să alimentezi sau chestii de genul, știi? Trebuie să mă duc și să alimentez dacă tot, dar nu, că mai ajunge deocamdată. Și mie îmi dă vibe-uri din alea. A, înseamnă că ai ieșit un pic de bătrân. Un pic de bătrân. Doamne, ce am putut să scot pe cură, un pic de bătrân. Mă rog, ești un pic mai în vârstă, așa, ca mine. Gen, dar ăla e primul X-Men, știi? Mamă, ce paine erau, de că abia așteptam să ies de la grădiniță, școală, piesele alea și să mă duc să mă uit la desene. De că aveam puțin după câte unul, mă, care... cum se numește? Care... schimba desenele. Că ne băga la grădiniță desene, da, ce nu stai în paleto ca să iei boti. Păi acum am dus pe unul. Acum am dus pe unul la locație și acum mă duc înapoi. Așa, asta zic că eram acolo în cantină, mâncam și ne punea desene, da? Bă, și era Transformers, da? Alea, desenele alea primele pe care nu le mai găsesc chiar deloc. Tu iei doar boții. Da, eu iau doar boții. Acolo fac cel mai bine banii. Acum, bine, dacă prind un player și, da, e, cum să zic eu, are buzunarul gros, poate să-ți dea bine banii. Stai că deocamdată nu cred că, da, nu, din păcate. Mă, ce faină, uite. Da, mă, trebuie să tunez mașina asta, să văd...
O să văd, o să mă interesez. Mamă, ce? Mă mănâncă pe la. Mamă, de ce urât fac? A, mă gândeam că trebuie să fii foarte rapid la mâini pentru oameni. Ca Da, să îi băi. iei. Să vede pe chat cum scriu băieții. Adică, uite, un exemplu scrie accept traceriu la player, știi? Deci cam trebuie să fie rapid, nu? Mai trebuie să mă aștept un pic. Înțeles. Am făcut 100 și ceva ca din nou. Bă, e bine. E bine. Când mai fac 300-400, iar mă duc să mai cumpăr ceva. Hai. Ești ok cu metre? Înțeles. Ești ok cu metre? Da, am scăpat din greșeală cu piciorul pe accelerație. Da, am văzut că de-aia cam învârtit pe aici. Da. Hai, să mergem în continuare. Auzi? Da, zi. Fai cumva un bandaj? Nu am deloc nici eu nu știu de Ah, unde ok. să iau. Scuze. De la medici. Da, am întrebat și nu mai ai avut la un moment dat. Ah, ok, Hai că mersi. l-am pe ăsta aici. Și... Mamă, ce rapid l-a luat pe ăla. Din 5 în 5 minute iei cursa. Da. Cam așa, în 5 în 5 minute. Ca să nu... Bine că pe acum cum mă duc 6 Aha. 7 mile, un exemplu, cam trec la 5 minute, știi? Aici trebuie de ala care merg 400, 300, 400, nu știu care mașină prinde 400, sincer. Nu. Bă, vă aștept și pe voi pe server, chiar e Caterinca. Dacă vreți să vă jucați ceva serios, mă refer, deci nu alte chestii sau să vă bubuie calculatorul și să vă puteți juca un an după aia forțat să-l schimbați, știi? Cum? Mai avem un server tot așa cu 1000 de player și... Eu am G-Class și am kit de roți și prinde 270. 260 îmi prinde audio care nu-i tunat. Deci, eu nu prea l-am tunat. Am zis că nu bag deocamdată bani în ele până nu... Na, până nu Dar mă duc. dacă scot kitul de roți, prinde 300. Păi și de ce te limitează la 270? Eu aia nu pot să înțeleg. Dacă se aude ceva pe fundal camu, începe ăștia să urle. Da. Ce să zic, asta e vecinii. Mamă, l-a luat pe control pe ăla. A, te-ai dus. Ca gen kitul de roți mărește roțile și pune greutate pe mașină. A, păi atunci nu-i combinația să le pui, mă. Că arată un pic mai frumos estetic, dar... Dar după ce le-ai pus odată, poți să le scoți de pe mașina pe care ai pus-o, nu? Adică, nu, un exemplu... Știu, dar așa am luat mașina. A, Da, ok. poți. A, bun atunci. Am crezut că nu poți, odată ce l-ai folosit, na. Bă, numai pe partea cealaltă controla asta e. Am plecat pe ăsta. Dar cred că verifică numai tirurile acum. Ai mod de grafică. Da. Mi-am băgat, că arată mai ok, știi? Și nu mă afectează la plug sau chestii de genul. Mă rog, pe mine nu, acum pe live stream mai Ce parte a mod doua. ai? Ca caut și eu unul de mult, dar nu găsesc. Caută pe network graphic, aia te ajută foarte mult. O să-ți dea pe rus, să vezi că am făcut un episod pe canalul de, mă rog, pe amândouă canale de TikTok, am pus și pe canalul de YouTube. Și
Acum le-am pus, când? Ieri. Da, ieri. E ultimul videoclip postat. Cum se... Nu, 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 ceva scuze, scuze, să-mi placă scuze, și nu, să nu facă lag. Scuze, nu, cu modul de grafică l-am pus pe canalul de YouTube. Păi ăsta nu merge lag, acum depinde de calculatorul tău, na. Da, du-te pe canalul de YouTube, am Happy Cost, fără inimioarele astea. Și acolo o să găsești cum se instalează modul de grafică. Am explicat acolo. În videoclip menționezi modul pe care îl folosești. Da, da, da. Păi, dacă nu e ăsta. Numai vezi că... Bine. Vezi că prima dată o să-ți apară pe rusă să... Adică, na, după trebuie să schimbi tu pe engleză, știi? Cam aia toată faza. Că modul e rusesc, na. N-ai ce să faci, asta e. Și merge numai pe RGMP, nu merge pe 5M. Și de acolo poți să selectezi, dar vezi că nu toate funcționează. Eu am pus un mod pentru noapte, un exemplu, să bate stelele așa mișto și nu... N-am înțeles. Și nu... Nu funcționează. Păi, eu vreau asta ca al tău. Mă, da, nu pot să... Nu pot să-l deschid acum. Aia e problema, că nu pot să-l deschizi între timp ce ești online pe un server, știi? Bine, mie nu mi-l deschide. Acum, poate ți-l ar deschide sau la altcineva. Da, știu. Sunt ale gratuite, deci. Ale gratuite te ajută. Dacă vrei ceva mai, cât de cât mai frumos, scoți niște bani din buzunar, știi? Cred că plătești abonamentele, ei n-am nicio idee, da? Lasă. Cu abonamentele, să fiu sincer. Prea multe abonamente. Sau poți să iei de la player în EVS sau asta, dar nu prea recomand, că e posibil să-ți vină cu un keylogger în plus, așa cadou. Și dacă nu știi ce înseamnă keylogger, interesa asta pe internet. Că pe acolo se pot fraierii playerii foarte bine, știi? Am înțeles unde ai ajuns cu motru. Ăla face Uber. A, mă refer că, da. Nu prea recomand să luați de la player. Și ăla a luat pe unul care totuși posta pe internet, că în caz de ceva... Da. E mai nu plin. Dau banii ca să se vadă într-un anumit fel un joc. Stai că se lansează GTA 6 și nu mai avem noi nevoie de... Bă, băgarea specială. Nu mai avem noi nevoie de moduri de grafică, că acolo să avem bune moduri. Acum, ce mai e până în 2025? Ai, da, normal 2025, dacă întârzi și cu treaba asta... Da, dar și jocul o să coste 100. Bă, da. N-ai ce să faci, eu atât am plătit pe el. Nu, 60 am dat eu pe GTA 5 și gândește-te că după când? Pe timpul COVID-ului, nu uita niciodată. Deci eu am plătit 60 în 2013, da? Nu, 2014, cam pe acolo l-am cumpărat. 2014, cam pe acolo, GTA 5-ul. Și în 2020-2023, când a fost timpul de COVID și am stat toți acasă, Epic Games-ul a dat gratuit. Știi cum am... Deci, pe efectiv, mi-a luat tot cheful de a mă juca GTA sau 5M în momentul de ăla. Deci, n-am mai avut niciun chef. Adică tu să fi plătit 60 de euro plus ce mai cu... Și să genereau conturi în vremea aia, adică dacă aveai pe contul de Epic Games mai multe, uite, eu am avut un exemplu, eu jucam pe vremea aia mult Fortnite și am avut un cont main. Mi-a apărat cont main-ul pentru a să juca, a genera, pe exemplu, contul cu GTA. Mă rog, conturile care aveau GTA pe ele. Am văzut că am GTA-ul, că l-am luat și acolo, dar eu l-am pe Rockstar oricum. Și cam acolo am rămas. Nu m-am mai recuperat nici contul de Epic Games, nici nimic. Deci, nu se merită investit, părerea mea. Chiar așa de mult. Că la un moment dat toate le vezi gratuite, deci. Stai să vezi ce val o să vină acum de jocuri gratuite, când o să fie vară. Pentru că, na, majoritatea creatori, mă rog, ăștia care au platforme de genul, se va gândi că, bă,
Nu toată lumea se duce în excursie sau chestii de genul și ar mai sta pe acasă. Când îți tragi un joc de la de 60 de euro și ți-l dă gratuit, să zici mersi. Bă, dar este motorină pe aici, mă? Bă, dar cred că a treia motorină, a treia benzinărie. Dacă... da. Ia treia benzinărie, mă, care nu are motorină, ești nebun? Unde sunt proprietarii de motorină? De motorină? De hai benzinărie. Că mă uit pe it la video și revin. Bine, uite-te acolo. Sper că te poate ajuta, na. Dar oricum, dacă nu o să mai vezi live, să știi că am închis. Stau până la payday și după aia cam gata pe ziua de astăzi. Băi, da. Da. Băi, dar nu este nimic, mă, nu, chiar nu ai deloc motorină, n-ai nimic. E nebun la cap. Oh, oh, oh. Dar ai destul la benzina IT, ajunge pana în oraș. Da, ajung, nu-i problemă, dar după aia ce fac? În oraș mai există David. Oare? Deja cred că a treia benzinărie care nu are. Bine, din partea asta, acum sper că nu era să fie, știi? Consumă diugul ăsta de normal, du-te la benzinăria de langa CNN. Păi dacă tu ai zis treaba asta, clar că m-a zis sunt asta. Multe altele. Da, dar dacă sunt goale, na. Mama, asta... Deci, asta mi era unul din caracterele... Am trebuit să mă s-o dus, pot rasez. Asta era unul din caracterele pe care le aveam, că nu te spawnai pe GTA, pe, nu, pe 5M, dacă mai știți. Când aveai lag sau ceva, că sau aveai probleme cu caracterul, caracterul ăsta ți-l dădea. Mersi de follow, bine venit. Ce face ăla, mă? Se împușcă cu polițiști, mașina e spartă. No. Stai, mă, că opresc becurile, că dacă... Cred că și alea cum sunt în motorină. Glumesc, bă. Cum ar fi? Bă, de-aia am luat-o. Da, stilul ăsta chiar îmi place, să stai, stai să te uiți înăuntru, deci... Eu de multe ori cu... Mamă, ia-le pe ăla. Ce faci? Ce ăla mă ierbicidează? Ce Dumnezeu? Vezi că s-a alergi cu metri. Eu am un McLaren P1 cu jante. E bun. Și cât prinde? Prins 400 cu ea. Cred că lejer prins. Sincer. Mersi de like. Vezi că dacă apeși 100 de like-uri la fiecare 100 de like-uri apar pe live. Dacă ai și degete poți să... dacă vrei să mă ajuți, na. Cam 400, dar ea e cea mai bună masina pe curbe. Da. Mă gândesc că e cea mai bună. N-am testat-o, sincer. Vreau să mă duc la de asta de... mașini, știi? Am avut McLaren 720 sesii, prindea 450. Am înțeles, păi, la bol n-ai nicio treabă, ești nebun. Hai mă, că încetul că o să ajungem și noi în părțile alea. Dar pe unul e de VIP Silver. Ah, ok, am înțeles acum. Deci dacă e VIP Silver, primești și mașina. Așa e? Bă, dar cu mașinile, deci aici numai cu tirurile îți ia la nu, o primești, o cumperi, e 2, 2000. Ia. Păi și la VIP, ce mașini ai în garaj? Asta normal e întrebare orice, adică... Salut! Salut, salut, Denis! La VIP, dacă îți cumperi, ce mașini ai prin garaje? Ai totuși ceva mașini pe acolo bune care, da, se merită sau nu. Am mai aș lua VIP server, sincer, sincer, dar nu știu cum e cu ele. Nu primești nicio masina, doar loc în garaj. Am înțeles. În ce mod te numești pe YouTube?
tot așa, am Happy Cause. E un canal cu 3000 și ceva de subscriber. Și poza pe care o am aici la profil. Am cam la Dar prichești 5K la fiecare payday și deblochezi multe masini de cumpărat. Da, mă, adică deblochez. La ce te referi în a debloca? Deci tu le-ai pe VIP acolo și cum stai la payday, trebuie să le deblochez? Stai că n-am înțeles, mi-a dat mie cu eroare. N-am cum să vede soarele asta. Scuze, nu am înțeles eu, știi? Sunt și nou și na. Pe unde ar trebui să mă duc să... Ia că mă duc un pic aici. Eu, stai că am zis că mă duc să alimentez, bă. Ia aici. Mă crezi că o să-mi de ăla, cum se numește, de disconnect. De exemplu, pe 1 trebuie să ai VIP Silver sau o pot cumpăra din showroom sau de la cineva. Am înțeles. Altfel nu o poți scoate din garaj. Da. E bine. E bine atunci. Deci, e posibil că e una din cea mai bune, una din cele mai bune mașini de fapt. Și posibil de treaba asta să nu se pure sau eu știu. Bă, dar dacă vrei să pur o mașină, îi băgați scriptul ăla cu lockpick, să dai lockpick la mașină. Da. Bun, mersi că mi-ai zis. Da, asta zic că dacă, un exemplu, vrei să pur o mașină. Un exemplu, da. E bă, ai network graphics. Da. Te pup și eu. Nu am cum să aud de aici, nu la cap. Am să vedem dacă are pe aici motorină și de alea. Stai că la cum bate soarele nici hăp că nu mai bate. Ai jocul pe Rockstar. Da, de ce nu ti se aude motorul? N-am nicio idee. Am știut. Când vin pe aici, îmi dă crash. Băi, băiatule. Na, în fine. Ia, stai că trebuie să intru pe Rockstar. Vezi că e de la Network Graphics. E de la Network Graphics? E, asta e. Nu, dar nu mă deranjează, că reintru eu înapoi oricum. Că și așa nu se aude motorul mașinii. Numai că acum să mă duc până la showroom. Mie nu îmi merge Network Graphics pe Rockstar. Păi nu-ți merge ca pentru si că... eu am patit să nu mi se audă motorul. Nu-ți merge pentru că te duci, în exemplu, când îl selectezi, te duci aici, te duci la profile files, te duci la Steam și selectezi Steam App comun și după aia te duci, cauți GTA 5 și le-ai selectat GTA 5 și cam atâta tot. De-aia nu ce componente ai? E7 cu 4090. Hai că revin. Până intre, revin în 2 minute, 3 minute. Mă duc până la țigară. Adică până la toaletă, scuze. Pai da, dar eu nu am tăpe Steam. Păi nici eu nu am GTA pe Steam, l-am pe Rockstar. Numai că tu trebuie să selectezi folderul de-l pe care ți l-a făcut. Deci, dacă tu, un exemplu, ai jocul pe Rockstar, el ți l-a instalat undeva, știi? Deci el ți l-a instalat undeva, ori în C, ori în D, depinde câte partițe ai. Tu trebuie să-l cauți din el, știi? Tu folderul selectezi, nu selectezi Steam-ul sau ăsta. Da, mi-i pe distrag. Da, uite, 115. Am făcut episod pe canalul de YouTube. Stai că... Mai dai și creșoare. Please report, am dat atâta un... Am cu videoclip cu el, mă. Ok, dau follow și vad. E pe canalul de YouTube. Unde-i? Cum să instalezi în mod de grafică? Ce ai ajuns să-l... Ia. Cred că dacă lasă aici, nu știu dacă voi puteți apăsați pe el. Dacă copiez asta, cum se numește, link-ul, dacă poți. Dacă nu mă cauți pe YouTube. Asta e canalul. Stai să
F12. Dacă F12, dacă e F10 parcă. F11. Ăsta eu pe canalul de YouTube, deci mă puteți căuta și parcă las aici până revin. Am făcut un zgomot de băgame și picioarele. No, ăsta e canalul, mă, dacă vreți să mergeți, apăsați butonul de follow și acolo și cam atât de tot. Păi, nu mai intră de atunci pe GTA, mă, ce ai? Eu, trebuie să văd dacă s-a plătit Xbox-ul. Să vedem. Poțiune magică. După căldura asta ar mere. Am revenit. Bine, a revenit. Nu, mă, dar mie mi-a ți-a pare... dat crez. Da, știu. Mamă, câte jocuri am jucat aici pe Xbox. Rească, foarte fain clipul. Mersi, sper să vă ajute, da. Și dacă mai aveți întrebări, bine, de dacă știu să le rezolv, dacă nu le știu, pe degeaba mă întrebați. Eu m-am des pe un calculator, da. Am înțeles. Bă, deci dacă m-ați auzit tare încet până acum, îmi pare rău. Deci chiar îmi pare rău. Că mi s-a dat microfonul pe la live. Am înțeles tot, o să-mi instalez. Iar îmi dai crash? Please reboot and start game. Băi, ești prost.
Ce ai mă de-mi deschis așa multe? Te ai auzit bine pe live până acum? Ah, și acum cred că m-au mai tare decât, decât m-am auzit, nu? Ce ai mă, ești nebun la cap? Până acum nu mi-au făcut treaba asta. Da. Hai mă, deschide-te odată. Urăsc treaba în... De când am dat banii ăsta la joc. Deci din greșeală am dat ca să pot să fac videoclipul pentru modul de grafică. Deci de atunci îmi dă erorile astea în prostie. Deci până acum nu mi-a dat deloc. Și a început să-mi intre în 5 minute pe server. Nu vreau să mai zic nimic. Nu. În fine, așteptăm. Dacă nu, asta e, lăsăm live așa cu mâini și ne auzim pe mâine. Apoi... De când face așa? Acest component nu respectă politicile și ar putea influența care... Interacțiune artificială manipulată. Ce ai mă, ești prost? Ce-s cu chestiile astea? De când faci așa? Nu știu, de ceva timp. Ce am mă, ce mai apărut pe live? Acest component nu respectă politicile. La ce se referă? Și ți-ai putea influența care... Și mie. Dar și-a revenit instant, deci... Ce-s component? Ce component? Dar nu știu de ce. Ce component spui, mă, nebunule? Clasament? Nu clasament. După GTA 5, ce ai? What the fuck? Ca nu am instalat nimic de la joc. Ah, nu știu. Ah, să vedem, nu, cam un normal ar trebui să... Ăla ți-l arăt eu ce să-l deactivezi. Numai să intrăm. Doamne, doamne. Cât îmi dispare prostia asta de pe lasă? Ce Dumnezeu am luat aici? M-am luat sancțiune? Pentru ce motiv? Că poate s-a văzut paharul de pere, atâta tot, adică... What the fuck? Da, normal, alcool și țigări nu e ok să vadă, dar nu cred că m-a restricționat live-ul sau chestia de cine, nu că nu apare. Nu, nu apare. Pe telefon nu apare. Ia să văd, am primit un e-mail de la ei. Ferească-mă Dumnezeu, așa de stricte-s mă în prostiile astea de... Efectiv, rămâi prost. Generează milioane de euro, cred că pe zi, așa de la TikTok, dar nu sunt stare să creeze ceva mai bun. Bă, vă scos de pe live, mă. Ce s-a întâmplat aici? Mai sunteți? Mai e careva pe live? Hai că am rămas solo. Ia, cam asta trebuie să dezactivezi tu. Un exemplu, te duci aici. Am înțeles. Eu l-am dezactivat și el mi le activează înapoi. De-aia durează atâta. Interacțiune artificială manipulată. Uite bă la mătam, doamne, bă, mă scuzați de limbaj, acoperiți-vă urechile. Băgam eu și pula în TikTok-ul vostru. Și cu prostiile voastre. Hai că trebuie să iau pe jos acum. Mai am și 20 de ca la mine. Salut! Mamă, și trebuie să mă duc până la dealer și pe jos. Pui, ce fain se vede. Da, da, da. Ce, ți-a funcționat? Ți-a instalat? A, apropo, trebuie să stai în queue ca să... Da, că nu e singurul care le instalează, știi? Păi, dacă nu facem, adică dacă nu mai putem face pe mâine live, vă aștept pe canalul încă de YouTube. Nu. Ca să știți. Deci pe canalul de YouTube vă aștept. Că acolo pot să fac live-uri fără interacțiuni. Ca în timpul săptămânii nu joc. Am înțeles, ok.
Doar weekend. Da, da, da. No, e bun. Și mi-l pun vineri seara. Da, 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 lasă că e bine. Am luat pe de... No, pe de asta. 3-3-3. Știu, bine, de ce mi-ai băgat 8-ul ăla? Trebuia să fie 3-3-3. 3-3.3-3. Tura viitoare. Tombola ai luat. Da, 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 am luat. Am luat 4 diamante și un Swarovski, cam așa se numește. Dar nu știu pe unde să le vând. Le-am mașini. Doar la oameni. Doar la oameni, am înțeles. Da, da, lasă că vedem de cum facem. Ia că am ajuns să se șeiu cu jur. Ca cu alea craftezi bijuterii. Bă, e bun. E bun, e bun, e bun. Mașina că nu mai ajunge. Mă, vreau să mă uit la niște motoare, mă, dacă tot sunt pe aici. Pe unde ar fi motoarele? Băi, nebun. Motoare. 100 de mii, 200, 250. Bă, aș vrea să văd pe asta, să o testez. Dar n-am permisul pentru ea, aia toată faza. Da, mă, vezi că se aude acum. Mamă, dar ce masiv e. Asta e bun așa să mergi, știi? Nu, da, mă, dar n-am permisul pentru el acum, nu stau să mă duc să-l dau. O să dau numai după ce-mi expiră ăsta pe care l-am eu, B-ul. Cred-mă că dacă îți iei un motor bun, nu-ți trebuie permis. Ca da, nu te prinde. Clar, nu, bine, ia și asta. Cu ăsta te duc de n-ai nicio treabă. Mai ieși de pe ecranul celor, de pe primul ecran. Cu asta poți să te duci, n-ai treabă cu Sanchez-ul și poți să mergi. Sunt și extremul. Sunt 700 on. 769. Să ne luăm o mașină. Ăsta. Este stoc. Nu este stoc, nu este, nu este. Nu sunt vehicule în stoc. Ua, păi... SUV nou. O server nou. E Pogilent. Fai. Nu e în stoc. Din păcate. Unde vrei tu? Vii până la Sienin. Hai până la Sienin, că acolo voiam să merg și eu. Stai, să închid ușa. Stai, vorule, că să închid eu ușa. Ia stai, mă pun puțin pe gând. Ok. Înțeles. Mersi de acolo, bine ai venit, Ale. Da, mă, cred că e electrică asta. Băga, mi-aș pui cealaltă, dar nu post electrică când am cumpărat-o. Mersi de donate, Ale. Dar nu era nevoie. Da, mersi. Hai să mergem și să alimentăm, dacă toți suntem pe aici. Sper să prind pe undeva. Trebuia să mă duc să-mi iau audio dacă tot... Du-te dacă și tot vezi dacă o porți în carca. Inimule de membru. Inimule de membru. Mersi. Ce? Da subscribe? E subscribe ăla sau ce? Păi nu, că... Că ai... Da, vezi că nu pot să bag, numai combustibil. Dar nu prea se aude. Te ajuta să urci în top. Da, 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 mersi, mersi. Și așa am crescut foarte da, mult gen cu voi. Dan este în echipa de membru. Nu, am înțeles. Nu știu de ce nu mi-apar treburile astea.
chiar nu știu, îmi pare rău, da. Eu sunt nou cu TikTok-ul, adică nu prea am făcut așa pe TikTok, știi? Da, chiar, mersi, mersi, apreciez, bine venit. Ce facem în momentul de față? Ne băgăm la... Ne băgăm un pic la pizza să facem niște bănuți. Ia să mă duc să alimentez. Adică să alimentez, să bag bănuții. Să-mi las la mine câteva. Și... Hai, că sunt mai prost decât prevede legea. Cu parcările astea. Și după aia... Mai pierdem un pic de timp. Am vrut esența să închid, da? Cât ești? 19 am la mine. Undeva pe la 10. Fă Uber. Mă duc dincolo să mai fac din, cum se numește? Pizza, pizza nu, știi? Se merită. Păi fac pentru experiență. De-aia mă bag acum. Știu că nu se merită pe bani, dar mă bag pentru... Bă, mi s-a închis live-ul. Mi s-a închis live-ul. Ce s-a întâmplat? Du-te la Văcar ca faci mai mult o... Multă experiență. Să mă duc cu Porsche-le Cayenne acolo, mă. A, să merg la Văcar, na. Da, serios. Aici. Nu, no. Hai să merg, na, eu știu. Bă, nu știu ce se întâmplă, mă, cu live-ul, să fiu sincer. Deci chiar n-am nicio idee. Să se închide, să mă sancționat. Ce-a făcut ăsta aici? Faci mai rapid level la orele tale. Ok. Mă duc să încerc. Mersi. Oricum o să am nevoie de... Na. Hai că facem bora. Fac nu are nimic, între... live-ul merge bine. Dar acum chiar am observat că merg mai bine decât data trecută, așa. Cat level ai? 3 pe 4. Am în suflet un vulcan în ochi. Aia, salut, ce faci? Aia, salut, ia. Am avut niște probleme. Am mai venit prin Los Santos. Bă, da. Da, am înțeles. Cum merge treaba? Că nu n-am mai întâlnit pe el. Păi, mi-a dat bani atunci, și da. Am înțeles. Wow, ok. Mi-a dat 7 zile. Da, bine. Ce vreau să zic? Vila Băcar? Sau... Păi, câte ore ai? 33. Luni. Ah, înțeles. Nu. Păi că vorbești acolo, pe ce combinat. Poftim? Viu până acolo, hai că viu. Hai că ajung și eu imediat cu mașina. Da, bun, eu viu amul de la sală. Ah, ok, bun, perfect. Da, bun. Hai că ne întâlnim acolo, Băcar. Bun, ceau. Pa, pa. Bă, cu tot respectul, l-am cunoscut pe playerul ăsta pe joc, acum ai posibil să de pe live, dar vorbești prea mult o ce, bro, adică încearcă cumva să vorbești roleplay, că, na. N-ați auzit cum am zis că... Și eu am băgat sala, am 12 cag. Eu am 8, dar 8-4 am avut, 8-5 și mi-a mai scăzut. Și vreau să fac 20 cag. Bă, gătare, hai să mergem să facem job-ul ăla dacă tot sunt pe aici. Cu asta pot să mă duc o frut pe acolo, pe la Băcar, nu? Adică nu cred că... Cum să zic? Nu cred că afectează cu ceva. Ca să mă bag la pescar. Am înțeles. Da, nu ai treabă. Să câștigă bani din pescar, nu? Nici nu știu pe unde locați sau să aplu. Pe viitor. Ca gen poți pe străzi din astea de piatră. Da. Numai pe extrem off-road, pe munte, pe celeat, pe aici nu n-ai voie, aia clar. Ce Dumnezeu care mă pomnește? Care mă înjurează, mă? Stai că nu mai știu prin ce parte e Băcarul. Da, se câștigă, dar mai mult pentru OP pescuitul. Adică? A, pentru XP. Numai că el traduce altcumva. Că normal pot să mă bag cu nebuneala asta.
Hai mă, să mai luăm cu mașina. Băgate. Da, nu mă bag acum, lasă acolo. Am nevoie de job de fermier pentru acest lucru. Eu stai că aici, pe aici trebuie să le iau. Am uitat de unde pot să le iau. Sau de pe unde puteam, pe aici. Mamă, când am venit eu prima dată aici, abia de a fost. Băcar, cred că ar fi asta. Nu aici. Băcar. Am luat jobul. Așa, acolo. Hai să mergem să... Pe unde pot să parchez cu mașina? Ah, pot aici, e perfect. Ah, stai că trebuie să mă duc la NPC-ul ăsta. Standa. Hai să mergem la mulți de vaci, dacă tot suntem pe aici. Mamă, că l-am venit prima dată aici, dacă vă uitați pe episod, deci rămân eșocat, mă jur. Nu fă nimeni, bă. Și erau 800-900, nu prea s-o știu, bă. Adică, mă rog, suntem mulți noi, știi? Și nu prea am știut de treaba cu caiți, pot să faci experiența mai bine. Și am venit mulți. Am avut, bă, că chiar sunt mulți, adică n-ai treabă cu ei. Stai că trebuie să mai obținut o sticlă de lapte. Serios, am nevoie. Vreți lapte, mă? Hai că mere pe de seară așa cu niște cereale, cu un alta. Doamne ajută. Cât lapte pot să fac, un exemplu? Acum am pizza. Am și pizza și laptea. Depinde ce vreți. Stai că nu mai apare ce pentru. Ia, aici fac. O, mamă, trei muncim la ea. Hai să mergem în altă parte. Mamă, câtă experiență dă. Stai că nici n-am fost atent. Deci 3186 am. 3186. Cam atât am pe momentul de față. Și hai să vedem cât primim. A, de aia face așa repede, mă, că n-ai delay aici. Am înțeles. Da, e ok, ok. Am prins pachiria. 3196. Da, și nu stai să te plimbi în alte părți. Numai că bagi la vocare acum. Am pe unde asta, să nu uităm de băiatul care trebuie să vină. Stai să văd la microfon. Mai ce mi-a stat supletul în... 5 sticle de lapte. Unde e Dumnezeu? Ia pe aici. Laptele știi unde îl vinzi, nu? Da, la magazin. Am mai făcut jobul. La magazin mă duc direct. N-am nimeni le dat în spate. Numai că aici cred că o să stăm destul de mult timp. Bun. Da, pentru că oricum avem timp, e sincer. O să mai, nu, mai combinăm între ele, mai vedem. Ce ar fi ok, ce n-ar fi ok, știi? Ce mi-ar putea plăcea mai mult? Aici am făcut și eu level 5 ca să pot pune anunțuri. Am înțeles. Mie-mi trebuie level 10 sau mai mult, na. Bine, că după ce avansez în ore și în de asta, nu mai treabă.
Am o barbă la caracterul ăsta, dar da. Și la pescar în 6 ore am făcut 2 levele. 6 ore? Mi se pare destul de mult, sincer. Da, am o... Totuși, chiar mi se pare mult în 6 ore. Părerea mea. Am depinde cum o privești. Da, dar mna faci mai repede decât la Vacar. Da? Păi bine mă, și dacă ajungem, de exemplu, la chestele alea de, un exemplu, să încep să livrezi. Mă gândesc că și acolo, la joburile ilegale, faci experiență, nu? Am sincer. Cred, normal. Și acolo normal cred că ai pe... Și plus ca cu cat urci în level, cu atât îți ia mai mult să faci. Am înțeles. Bun, mersi. Și de asta durează mai mult. Da, da, da. Mamă, când văd pe câte unul cu level, nici nu știu să ai level 400 sau cât e, max, la ce level e maxim? Mamă. Îți dai seama când stă câte unul, se uită la noi și el are level maxim pe server. Da, pe ilegale faci și bani și o... Da, da, da. Îți dai seama când stă câte unul și... Asta, ce vreau să zic? Nu știu dacă este level maxim. Am înțeles. Da, bine, dar normal faci până îți... Da, știi cum e? Hai mă, că trebuie să plec imediat. Să mă duc să-l vând laptele astea. Merg la vacă pe radar. Vin imediat cu după vacă, stai că... Hai că mă duc după aia să-l vând, să vând laptele astea. Dacă ce? Faci 15 level. Da, e clar. Nu mai ai treabă. Ah, ok. Deci, dacă faci level 15, nu mai ai treabă deloc, nu? Să înțeleg. Ca cu 15 level faci de toate. Ah, bun. Bun, domnule. E super. Eu înseamnă că e bine gândită treaba. Da, nu mai are rost să stai să faci level după. Da, clar, dar bine, dar oricum îți dă experiență după ce ai început să livrezi și un alt, știi? Deci, de ce da. Nu pui în portbagaj lapte? Că mă duc acum să îl dau măcar să văd cât primește. Să fac o mică idee. A ajuns băiatul. Stai, cam nu mai știu pe unde îl vindeai. Eu ajunge și de-aia folosește, da, mă. 840, da, nu prea. De palopană, binevenit. Bă, dar ce vibe de X-Men îmi dă, mă jur. Alerta asta. Acum se apară cu mare Porsche. Data trecută a avut un GLS. Care mașină e? Deci, tu care mod ai de grafică, primul sau al doilea? Stai un pic, nu mai știu. Ăla din stanga sau din dreapta?
Cred că din stânga. Cred că da, din stânga. Și o să se apară ceva cu casual, cu nu știu ce. Să modifici pe acolo, știi? Trebuie, pe unde e asta? Aha. Ai găsit? Ăla e cel mai ok de instalat. Da. Nu, bine atunci, mă bucur. Iar o la bani băiatul. Sau poate vorbește cu cineva, da. Am stai că mulc. Te sună după. Bărbați nu, nu, da, da. Audi negru. Am înțeles. Ce fac, mă? Mă auzi? Da, bine, fac bre, tu ce faci? Ia uite acum, m-am pus un pic aici la barcă. Dar ce dracu, ai ajuns de la țapă de lemn, ai ajuns aici? E, da, nu, că m-am pus, că am vrea nevastă, mă, niște lapte pe deseară, știi? Am înțeles. Haide, bă, du-te, mă, nu vomit aici pe mașină. Bă, dar mi-a venit rău, mă, dar de ce? Bă, să vii să-mi dai banii, că trebuie să o spăl. E 5.000 spălată. Da, mă, dar stai, să îmi iau un antibiotic de asta. Așa, stai să mă dau și o jos. Băga, mă, e special, dar de ce mă apucă treburile astea? Ai vreo idee? Da, antibiotic. Am un, am avut unul numai. No, e bun dacă ai avut. L-am băgat rapid. Ce vreau să zic? Bă, am un diamant. Adică, mă rog, am 4 diamante. Și pun de la roșu, cum se numește, cam un nume stă pe limbă. Na, dar cu cât se vinde? Bă, habar n-am, și eu am de alea, și eu vreau să le scăp. Am înțeles, ea interesat să pun deva și când ai vreo idee, spune și mie, dăm un mesaj, ok? Dar pe aia că-ți dau diamantul cu 3.000. Cu cât? Cu 3.000. Păi nu, mă repet, după ce găsești cumpărător, știi, nu mă are. Mă, tata, am văzut clipul de unde ai tu, tăul la Steam Apps. Da. Poftim, poți să repeți? Am auzit că e cam greu să le vinzi. Că nu pe să fabrică. N-am nicio idee, sincer, dar e bine de interesat tot timpul. Iar da. Tu dacă faci Uber, ți-a luat mașină, de cât ți-a luat mașina asta? A, mult, 2 zile, ceva de genul. Nu, înțeles. Câți bani ai făcut? 5 milioane. Din Uber? Din Uber. Am înțeles. Păi dar e lucru, bă, nu vezi pe aia ce prind. Să-i spun morții. Bine, am omorât unul, ne-a lovit. Ce ai făcut? A dat unul în mine, salut, mă-s. De unde ai tăul? Salut, la Steam Apps, mi-i spui de, trag. De timp să vii pe suport, da, mă-s. Cine? Admin, mă-s. Te aud, tu mă auzi? Da, hai pe suport dacă te rog să-ți arăt o primară. Hai pe suport că nu te aud.